Nicolae Robu, candidatul Alianței PSD PNL la primăria Timișoara, a declarat că Dominic Friț, actualul primar al municipiului, nu a acordat o importanță semnificativă sistemului de sănătate. Robu a făcut o comparație pe cifre a sumelor pe care le-a destinat celor trei spitale care aparțin de municipalitate în anii în care el a fost primar și a celor alocate de administrația Friț. În 2017, de exemplu, administrația Robu a alocat, spun rotunjit, 48 de milioane, în 2018 58 de milioane, în 2000 lei, totul e în lei, în 2019 38 de milioane, în 2020 52 de milioane. A fost un an cu pandemie, după cum ne amintim. Administrația, total 197 de milioane 355 de mii de lei. Deci 197 de milioane 355 de lei. Administrația Friț a alocat în 2021, an de pandemie, 45 de milioane, deci cu 7 milioane mai puțin decât administrația Robu, tot în an de pandemie, în 2020, apoi în 2022 50 de milioane, în 2023 36 de milioane, în 2024 32 de milioane până acum, 33, hai să rotunjim în sus. Deci în total 165 de milioane. Sigur, am zice, diferența de 32 de milioane n-ar fi una foarte mare. Procentual, ea este sensibilă. Nicolae Robu a adăugat că el nu contestă faptul că Dominic Friț continuă proiectele începute de el, ci că peste 40 de proiecte au fost omorâte, așa cum s-a exprimat fostul primar al Timișoarei. Eu nu reproșez continuarea de proiecte, Doamne ferește! A continua proiecte care au fost inițiate de predecesori este cel mai normal lucru. Problema este că peste 40 de proiecte n-au fost continuate de domnul Friț, ci au fost omorâte, da? Și o altă problemă este că cele care au fost continuate au fost gestionate execrabil, total incompetent, încât au intervenit întârzieri foarte mari la toate. Aceste întârzieri, când finanțarea a fost asigurată din fonduri europene, obținute de administrația Robu, se subînțelege, dar o spun iată și explicit, au condus la pierderi uriașe de fonduri europene. Dar ce spun eu? Nu sunt bazaconii inventate în context de campanie electorală, ci sunt cifre concrete. Nicolae Robu a afirmat că situația este dezastruoasă și în linii mari se prezintă cam așa, 60% absorbție de fonduri europene, 40% pierderi.